Am deschis larg porțile, poftiți și intrați pe la noi. Să auzim și invitația specială, marca Daniel Lazar Band. Ca niciodată motiv să ne deschidem inimile către tot ceea ce înseamnă tradiție și simțire românească. Suntem în preajma celei mai mari sărbători creștine, Învierea Domnului. Și așa cum ne cere datina, ne-am pus să straie noi, ne-am primenit sufletește și am invitat în casă oaspeți foarte dragi. Să ne bucurăm așadar de această seară petrecută împreună în cel mai pur stil românesc, alături de două echipe alese pe sprânceană în frunte cu ai lor capitani români de 24 de carate, Maria Cârnel și Alin Oprea. Foarte, foarte mult, nici n-am început bine competiția și deja s-au încins aici spiritele, o atmosferă extraordinară. Nu s-au încins, în sfârșit glumeam și noi. Maria, mă îndrept așa către tine și am să te rog frumos să ne prezinți echipa formidabilă cu care ai venit astăzi la o mare emisiune cu totul drag, specială. Ancuța, păi vreau să remarc câtă energie are galeria mea, te crești și eu. Nu mai mare ca mea. Victorii, mi se pare corespunzător. Dar nu vrei să ții formatul emisiunii, vrei să câștigi totul. Așa, normal. Și astăzi, ca de fiecare dată, am adus o echipă valoroasă, doi băieți frumoși, chipeși, și o fată, floare rară printre ei. Dar am să încep cu floarea lui de mălin, care a strecurat în sufletele doamnelor de aici, de la noi, de la emisiune, foarte mult venit. Cântă așa cum puțin știu să o facă, este un mare talent al muzicii noastre românești, mare patriot, că nu l-ar da ardelenii lui pe nimic pe lumea asta, în schimb. Doamnelor, trageți aer în piept, că unde intră Aurel Tămașe, veselie! Lângă Aurel, un maestru, eu așa îi spun, maestru, un violonist de excepție, poate cel mai bun după plaiurile bistrițene, toată lumea l-a invidiat la un moment dat că a pus mâna pe Miss România. Dar multe femei o invidiază pe Matilda, că a pus mâna pe un om valoros. Pe un mare dirijor. Și în primul rând pe un om bun ca pâinea caldă. Ștefan Cigur! Nu fiți triste și dacă se întâmplă în viață să mai fiți câteodată necăjite, rezolvați problema, luați un CD și o ascultați pe inegalabila fată cu părul de foc, Mădălina Manole! Și
că acum, Ancuța, și dăm voie să-mi prezint și cea mai bengoasă galerie! Bravo, Maria! Într-adevăr, într-adevăr, o echipă extraordinară, foarte, foarte valoroasă astăzi la această ediție specială a emisiunii Vesc România. Dar știu că e nevoie și de altceva, cevaul acela care poartă noroc avem de fiecare dată. Avem un talisman. Ce ai adus de data aceasta? De fapt, e un simbol al sărbătorilor de Paște. Nu spun despre ce e vorba. Raluca, adune simbolul și talismanul. Raluca, foarte noroc și mă îndrept către Alin. Ancuța, numai puțin, că eu am aici și eu îmi las simbolul meu aici, e purașul, dar morcovii, pentru că sunt bun numai a orașului. Ai grijă de el, ai grijă. Așa, vreau să-i ofer lui Alin. Pentru? Da. Pentru că zbun la inteligență, poate câștigă și el azi. La noroc meu, trebuie coleg. Să fie bun, Maria. Mulțumesc frumos. Vreau din mănânc. Să nu de inteligență, vreau, auzi, se spune că atunci când ai probleme ai un morcov undeva, știi? Da, ăștia au mai multe trebuințe. Sunt bun și la inteligență. Oamenii care... De-aia iepurașul e cel mai inteligent. Ai vrut să dai semnificația celui iepuraș? Așa este, semnificația da. Un pic mai dubioasă. Așa, care, știi, lasă că reviste. Vedem. Dar nu-i problemă. Alin, lasă tu morcovii ai să fie primit, ai primit morcovii. Acum primești și posibilitatea de i-am primit cu plăcere, prezenta echipa ta minunată, pentru că tu ai venit cu niște invitați. Mă bucur de orice glumă pe care Maria o face. Dragii mei, nu numai, cum a spus Maria, nu doar a fost Miss România, a rămas Miss România mai departe, dar în afară de asta este o femeie extraordinară, este o femeie familistă, a zice, în primul rând, dar pe noi, cei de acasă, sau cei din sele de spectacol, ne-a cântat de-a lungul timpului cu o voce extraordinară și cu o formă de a apăra pe scenă extraordinar de decentă și de frumoasă. Este vorba de Matilda Pascal. Dacă în România premiile Oscar s-ar fi inventat înainte de Revoluție, probabil că am avea o pleiadă mare de actori care ar fi primit Oscarul. Dar aș aminti un actor cu totul și cu totul deosebit, pe care cu toții îl respectăm, îl apreciem și iubim energia, vitalitatea și forma lui de a inventa roluri. Este vorba de o pleată frumoasă despre un om cu frac, cu cizme de heavy metal și cu un suflet mare de român. De aur! Bravo! Claudiu Bleon! Unde cizmele? S-a dat cizmele la televizor, să știi. Ele mă scot și eu. Eu credeam că noi românii avem cele mai frumoase femei din lume. Și iată că avem și cele mai frumoase prințese din lume. Avem lângă noi în această seară, tocmai în echipa mea, așa cum am spus și mai devreme, de fapt, premiile merg întotdeauna la echipa ta, dar cei mai... Mai uite că e săptămâna mare, încă n-am ieșit din ea. Pe cuvântul meu de onoare, dacă nu vreau să câștigi de data asta, ți-ajung 5 bătăi, lasă. Nu, n-am nicio șansă. Uite, chiar vreau să câștigi, ceea ce nu cred. Eu sunt aici la mijloc ca la un meci de tenis. A trăit, cum e vorba aia, că a trăit prin țări străine. A plimbat frumusețea românească în toate țările de lumea asta. Dar în sfârșit s-a întors în România, pentru că aici e locul celor mai frumoase femei. Este vorba de o prințesă, dragi prieteni. Ea se cheamă Briana Caragia. Dar am și motiv pentru care a venit. Pentru că a venit cei mai frumos băieți. Da. Să le spună ea, nu știu. De ce v-ați întors? Este îmbrăcată superb. Da. Eleganța e o stare interioară și poți să fii îmbrăcată așa și să apară un nici de că se putea mai potrivit pentru emisiunea noastră. Mi s-a părut potrivit și nu numai pentru emisiune, pentru că te iubim, România. Bravo! Da, și pentru ziua de astăzi. Așa este. Alin, cum contrabalansezi... iepurașul acela. N-am cum să contrabalansez. Nu, trebuie dacă... și el să aibă un talisman, să vă poarte noroc. Uite, pentru elul Tămaș, vreau să intre Alexandra în scenă cu talismanul nostru. Era vorba de heavy metal.
faceți aici. Mulțumim, Alin. Într-adevăr, echipe formidabile azi la Iubesc România. Eu am impresia că asistăm la o partidă de șah cu iepurașii pe care i-ați adus. Sunt extraordinar de cuminți, se vede cu ochiul liber lucrul acesta. Ceea ce nu pot spune despre galerii. Așa este. Cluburile de fotbal. Uite, vedeți? Cluburile de fotbal ar da o avere pentru suporteri ca ai noștri. Dragilor, sunt mândră, foarte mândră de voi, de fiecare dată o spun. Fiți alături de echipele voastre până la capăt și o să vă omenim cum se cuvine în zi mare de sărbătoare, pentru că am pregătit bucate alese ca la mama acasă, frământate cu sârg, crescute frumos. Priviți care este premiul de astăzi! Cozonaci pufoși, pască aromată și o roșii, să intre premiul pentru câștigătorii de azi de la Iubesc România. Bravo! Dar vom putea degusta aceste bucate după înviere, evident, pentru că așa este tradiția și bunul obicei. În orice caz, câștigătorii împreună cu galeriile vor primi aceste daruri minunate. Rămâne să ne deschidem sufletul către tot ceea ce este românesc și să intrăm cu îndrăzneală în joc. Și pentru că este momentul să începem concursul nostru cu proba tradiții. Început, vom face o manevră inedită, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum în niciuna din emisiuni, și vom sparge echipele în două, fetele separat și băieții separat. Nu o să vă punem nici la tors lână sau la spart lemne, fiecare cu ce s-ar pricepe mai bine, ci o să vă invităm la dans. Am pregătit pentru voi două jocuri tradiționale românești și aș vrea să începem cu fetele. Dacă o să vă cânt asta, o să vă dați seama despre ce e vorba. Da. Eu sunt deal și dansul de la Căpâlna. Fetele de la Căpâlna. Dansul fetelor de la Căpâlna. Da, am văzut că ați recunoscut dansul fetelor care a făcut celebră localitatea transilvaneană de origine, satul Căpâlna de jos, din județul Alba. Dansul, să știți că se mai numește și purtata fetelor. Pe vremuri se prindeau în șira câte 70-80 de fete. În zilele noastre e bine când se mai adună și 20, pe semne că nu se mai găsesc. Acum dacă mai prinzi una, să fii fericit. Da, cam așa. Acasă, prinzi și ale noastre, de ordinul sutelor, dar la, da? Dar la pinguin, nu la căpână. Acum nu se mai lasă prinse. Vreau să vă mai spun câteva lucruri despre acest dans, pentru că este foarte, foarte important. Știți că durează varianta originară ca fetele să execute cei trei pași? Vreo două, trei zile. Cât? Două, trei zile. Nu, nici chiar. Câteva ore bune. Vreo 7 minute. Vă dați seama că până Badea ajunge în deal din șesul, fetele nu au cum să fugă prea departe. Așa este. Eu zic că e o găselniță foarte ingenioasă a fetelor, nu-i așa? Dar mai bine vreau să vă întreb dacă sunteți pregătite. Da. Da, doamnelor? Da. Fetele, pentru da. Că în momentul acesta... Trebuie să spun ceva cu dansul ăsta. Ți-o să vă că totuși femeile la dansul ăsta să mai împiedică câteodată. Păi da, nu e tocmai atât de ușor, precum credeți. Pare foarte simplu, dar nu este așa. Și asta o să vedeți singuri, singure, atunci când vom invita în scenă pe frumoasele dansatoare din grupul de dans Dorulețul, condus de maestrul coregraf Aurel Avram, bunul nostru prieten. Ca să ne facă o demonstrație. Vă rog frumos, porniți muzica. Doamnelor, fiți foarte atente, pentru că la semnalul meu trebuie să intrați în joc alături de frumoasele dansatoare. Da? Da. Să pornim muzica. Și bagașesul, la 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 la
Adelina, Maria. Haideți aici și alăturați-vă, fetelor. Încercați să repetați acest pas. Vă rog, frumos. În continuarea lor. Haideți. Acolo. Așa, hai, Maria. Prima dată. Cătăruza pe hârtie la... Cățăruza pe hârtie și mersul legănatul, la 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 la. Trei, patru, și mersul legănatul. Una, doi, trei, patru. Hai că ne descurcăm, să recunoaștem. Bravo, fetele, bravo! Bravo, bravo! Bravo, fetele! Cu dragoste amestecat! Bravo, fetele, ajungeți la înviere, poi! Bravo! Comentariile, băieților, pe margine! Bravo, bravo! O va? Trei, patru, cinci... Bravo, aplauze pentru concurentele noastre, dar și pentru dansatoarele din grupul Torulețul. Am să vă invit la locurile voastre. E bine, e bine, a fost bine. Noi am fost mai bun, nu? Așa nu putru. Aurel spunea mai devreme că nici nu vor mai ajunge la înviere pe cât de încet merg. Dacă fetele erau cât pacii să tragă un pui de somn din acest dans, băieții vor avea ocazia să se dezlănțuie în voie. Dragii mei, vă așteaptă un dans magic și arhaic descris încă de la 1714 de Dimitrie Cantemir. Jocul călușarilor. Acum! Cu acest dans, plăcăii, să știți că izgoneau bolile și spiritele rele. Așa că dacă cineva din sală are vreo problemă, veniți aici să vă calce băieți în picioare, numai să nu crape scena. Sunteți pregătiți? Asta e treaba pozitivă a dansului, dar bota aia. Știți așa. Care e problema cu el, nu? Nu. Băi, cu femeia, mai ai de lucru acasă. Și trebuie de... Vreau deocamdată să-i urmăriți pe dansatorii noștri, dansatori profesioniști, din grupul Dorulețul, în frunte cu domnul Aurel Avram, coregraful acestui grup, ne vor face o demonstrație, după care veți intra în dans împreună cu ei, da? Atenție mare, să pornim muzica! Iar acum, iar așa, iar așa, și încă o dată, iar așa, zi mai zi, iar așa! Băieții n-au avut răbdare. Ia să vedem cum se descurcă. Ăsta lungă sigur bolile rele și spiritele. Cu dansatorii, domnule coregraf, vă rog să veniți aici lângă mine și să urmăriți prestația colegilor noștri. Vă vom privi cu foarte mare atenție. Hai, pentru că la final veți primi puncte pentru prestația voastră. Un succes! Foarte mult! Acum
Este momentul să ne spuneți notele, punctele de fapt pe care le acordați. Să începem cu doamnele, da? Ținând cont că dansul n-a fost joacă, felicitări, fetele! Yeah! Bravo! Câte două puncte! Câte două puncte! Pentru fetele, da! Pentru toate fetele! Pentru toate? Pentru toate fetele! Excepțional! Puncte. Bine! Trecem la băieți! Alin, nemaipomenit, dar bățul tău l-ai uitat jos. Păi am luat mopul. Nu, a avut arcoșul lui Alufane. Am avut arcoșul, am avut mopul, am avut și altceva, n-am observat. Păi uite, pentru asta două puncte, bravo, felicitări. Ne-ai indus în eroare, ne-a păcălit. Înseamnă să știi să folosești mopul. Claudiu? Nici nu se discută, ce două puncte și Claudiu. N-ați văzut ce... Este, Alina a salvat la proba asta, cât de important este să știi să folosești mopul. Da, așa potrivit. Este. Da. Dar cum ți-au mers ție picioarele, mai rar. Mai rar, da. Ne întoarcem către echipa Mariei, la băieți. Aici vedem. Nici nu putem gândi nota. Altfel. Două puncte, fiindcă sunt folcloriști amândoi și ce. Bine! Deci așa stau lucrurile. Două puncte în total, nu? Două puncte. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Sănătate și un Paște plăcut. Așa să fie, Paște fericit. Felicitări! Bravo, bravo, băieții, bravo! A fost super! Te rog, Aurel! Briana, noi vă cel mai tare. Ziceți să ne mândrim noi și să spunem tot mai des treaba asta cu iubesc România. Uitați, s-a adevărat, știi încă o dată că americanii au avut ce învăța de la noi. Fred Astaire, da. De unde a învățat ce a învățat? Corect, de la călușul nostru. Așa este. Eu aș vrea să ne tragem puțin sufletul acum. Și, Aurel, te rog frumos, lasă iepurașul undeva acolo, lasă la Ștefan sau la cineva, pentru că vreau să rămânem într-o atmosferă foarte frumoasă. Toată viața mi-a plăcut să adii de-astea cu părașul. Sau vină cu iepurașul aici, pentru că vreau să te invit să ne facem cântare, să ne bucurăm împreună de muzica extraordinară pe care ne-a aduce astăzi la Iubesc România, Aurel Tămaș. Ce trebuie să facă? Hai la Luca, dă-i microfonul domnului Tămaș. Ce trebuie să faci? Să mai la înviere? Nu, deocamdată, mai avem până la înviere. Da, o să cânt ceva mai liniștit la început, dar după aceea, ca de obicei, noi românii, când sunt sărbători, suntem liniștiți, așteptăm să primim lumină, cum se spune. Da, am ținut tot postul, mulțumesc celui de sus. Am mai și slăbit un pic. Bravo! Haideți la dans împreună cu Aurel Tămaș, să încingem aici atmosfera. Dans un pic mai liniștit. Mai liniștit. Pune ea să popa din biserică. Așa, așa, bine. Aurel Tămaș. Sus în luna-n două cornie, de ce trece viața, Doamne? Ca o floare ce păcat ești trecătoare. Eram mai mic, nu știam nimic și trăiam în lume mult mai fericit. Doruri mari și chinuri grele la inimă nu aveam, nici
pe tine, mândră dragă, nu te cunoșteam. Lungă-i drumul Clujului, dar mi-a lungat dorul lui. Lungă-i drumul Clujului, dar mi-a lungat dorul lui. Clujului să gată dor și iar dor, măi. Dorul mândrii niciodată dor și iar dor. Mândruță cu ochi căprui, tu furi inima oricui. Mândruță cu ochi căprui, tu furi inima oricui. Ai furat-o și pe-a mea și mi-ai făcut viața grea. Și mi-ai făcut viața grea, mândru. Ai furat-o și pe-a mea și mi-ai făcut viața grea. Și mi-ai făcut viața grea. Am o patimă și-un dor și voi avea până mor. Și mă tin cu-i bolul după boalele mândrii, lume, hai, hai, și-am să mor de dragoste și de dor, măi. Hai, hai, și-o-i muri după boalele mândrii, măi. Ce-i în lume lăcomos, banul și omul frumos, alalai, lai, 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 lai. Banul ca să-l cheltuiești și ce-i frumos să iubești, șalalai, lai, 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 lai. Floare de mălin, toate în lume trec și vină, șalalai, la, trec și anii mei, cum trece floarea de tăi. Tot mă mir de când trăiesc, ghice oare îmbătrânesc, șalalai, lai, 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 lai. Trece zi și trece două și ne-o duce ca și-o rouă, șalalai, lai, 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 lai. Floare de mălin, toate în lume trec și vin, șalalai, la, trec și anii mei, cum trece floarea de tăi. Floare de mălin, toate în lume trec și vin, șalalai, la, trec și anii mei, cum trece floarea de tăi. Felicitări! Bravo, Nelu! Bravo, ne-a făcut mare plăcere! Hai, te rog, să dansăm și ție, cred că ți-a făcut mare plăcere să dansezi alături de așa niște fete frumoase, colegele noastre, asistentele noastre de la Iubesc România. Bravo! Hai ca să ne mai relaxăm puțin, vreau să profit de lucrul acesta. Briana, cum te-ai pregătit anul acesta pentru Sfintele Sărbători? La mine întotdeauna de Paște e un obicei sfânt, în care oricine nu are cum să facă Paștele în familie, fie că este departe de familie. Trebuie să se reunească și familia. Exact, și atunci casa mea este deschisă, nu e o invitație publică. Acum ne spui cu câteva... Te auzim doar noi. Foarte scurt timp până la momentul în legat la biserică. Rămâne între noi. Pentru prietenii, pentru toți apropiații care nu au cum să ajungă acasă sau pentru că în anul respectiv sunt singuri, întotdeauna ne adunăm la mine acasă de Paște, de fel și tu pregătești cozonac, pască, ouă roșii. Fiecare aduce câte ceva, trebuie să fie acolo și un... Foarte frumos, bravo! Matilda, cum e la voi în familie? Vă întâlniți cu copiii, vin băieții de fiecare dată? Cum se întâmplă? De fiecare dată. De fiecare dată, nu există. Este sărbătoarea pe care noi, ca fiecare român și fiecare creștin, o sărbătorește în familie. Ori plecăm la mănăstiri, au fost ani când am mers ani de-a rândul la mănăstiri, ori acasă. Deci cu toții suntem acasă. Fac cozonac, fac pască. Tu faci cu mâna ta. Da, da. Anul acesta... Adresa, e vrem firma, adresa. Nu se poate spune. A, dragă, e, înțeles, e firma Matilda, nu se poate spune. Așa, așa. Da, facem, nu lipsește mielul, ciorba de miel, nu lipsește...
drobul, nu lipsește absolut nimic ceea ce este tradițional ziua de seara de Paște după înviere. Mergem la înviere, aducem lumina acasă și începe petrecerea. Petrecerea. Da. Așa se întâmplă în toate casele de români. Și pentru că sunt aici în partea aceasta, vreau să vă spun că zilele trecute am fost invitată la un spectacol extraordinar în care Claudiu Bleonț juca rolul principal, îl interpreta pe renumitul Salieri, un spectacol formidabil, vreau să te felicit pentru acest rol, un spectacol pe care merită să-l vedeți, am înțeles că mergeți în toată țara cu el. Da, mergem în toată țara și trebuie să recunosc că a juca Amadeus nu e numai a face teatru, este a sluji această idee, iubirea de Dumnezeu. Totuși Moțul este singur om care a purtat acest nume de Amadeus și într-un fel a fost o practică. Amadeus înseamnă iubirea de Dumnezeu? Iubirea de Dumnezeu și am inclus împreună cu colectivul teatrului Teodor Costescu din Severin acest periplu prin țară, l-am considerat ca forma noastră de a posti, de a medita, de a celebra pregătirea pentru a trăi în sens autentic și adânc ce înseamnă reînvierea, trecerea într-un alt plan. Minunat, minunat. Și, într-un fel, trebuie să recunosc sufletește, lucrul ăsta s-a petrecut și a avut o anumită consistență până acum, în apropiere de Paști, de înviere, și spectacolele care urmează în Săptămâna Luminată și mai departe, că mergem pe 12 Sibiu, pe 13 Pitești și așa mai departe, vor avea încărcătura de după această sărbătoare. E minunat ce ne spui. Mergeți să vedeți spectacolul Amadeus. Vreau să vă pun o întrebare. Știți cum e numită în calendarul popular luna aprilie? Știe cineva? Știe. Aprilie. Prier, într-adevăr. Aprilie. Sau îi se mai spune florariu sau traistambăț. Sau traistambăț, pentru că vremea este înșelătoare și nu priește semănăturilor. Bun, deci nu degeaba se spune în popor prier priește, dar și jupește. Românii au știut să împace vechile obiceiuri ale pământului cu sărbătorile creștine, de aici și farmecul aparte al sărbătorilor de Paști care ne-au inspirat pentru următoarele întrebări. Să vedem însă dacă ele o să vă priască, ori o să vă jupească de niște puncte. Veți răspunde pe rând fiecare dintre voi și eu am să vă ajut cu trei variante de răspuns, din care voi va trebui să o alegeți pe cea corectă. Dacă o nimeriți bine, primiți un punct. O vom începe cu echipa lui Alin. Întrebarea pentru capitanul Alin. Cum se numește în calendarul popular prima zi din postul Paștelui? Spolocanie, Scaloian sau Dragobete? Spolocanie. Dragobete, sigur. Undeva între A și B. Spolocanie, A. Cum? Spolocanie. Spolocanie e răspunsul tău. Este corect, primul punct. Întrebare pentru Matilda. Un obicei din a doua zi de Paști este stropitul fetelor cu vin, parfum sau lapte? Este un obicei ardelenesc. Da, se stropește cu parfum, dar uneori când copiii își doresc acest lucru, băieții în general merg la stropit cu fete, la fete, laudat, da, nu au parfum și atunci mai fac din săpunele niște clăbuci așa și să duc acolo și dar care este semnificația? Semnificația. Da, se merge la fete, că uite și Alin știe că este din Ardeal și mai avem aici... Știi cum e poezioara aia, să fac o mică paranteză? Da, am venit... Da. Am auzit că aveți o floare frumoasă și am venit să o dăm să nu se veștejească. Bravo! Da? Așa ce da. Așa se spune. Floarea frumoasă prin fata la care merge. Dar ce este foarte important? Că bărbații pleacă de acasă și femeile își așteaptă strobitorii. Este foarte complet frumos răspunsul tău. Dar tot un punct valorează, astfel încât îmi pare rău că nu-ți pot da mai multe puncte pentru cât de frumos ne-ai răspuns. Claudiu, întrebarea pentru tine este următoarea. Care este ingredientul de bază în prepararea stufatului? Spanacul, loboda sau ceapa verde? S-a auzit până departe. Nu. Claudiu! Da, da! Care este răspunsul tău? Ceva ce te ustură și care e... Care e? E mic, e praz, până se face ceapa verde! Ceapa verde! S-a auzit până departe! Galeriile și totul! Foarte bine! Super! Briana, când
merg tinerii la biserică și trec pe sub masa plină cu flori în săptămâna patimilor. În vinerea mare, în joia mare sau de flori? Ce spune iepurașul? El știe cu siguranță. Iepurașul îmi zice că în vinerea mare. Corect! Bine, ați reușit să răspundeți la toate cele patru întrebări, corect? Bine, iepurașule, bine ai zis! Maria, acum este rândul vostru și prima întrebare este pentru tine. Ce-i stufatul? Cum se mai numesc ouăle încondeiate? Pistruiate, împistrite sau pospăite? Varianta B, împistrite. Corect! Întrebare pentru Ștefan. Ce se cântă în Vinerea Mare? Prohodul, perinița sau plugușorul? M-a pune și râsul, mă studați? Perinița după prohod, cred. Se cântă prohodul Domnului. Da, așa este, bravo! Întrebare pentru Aurel. Cum se numește în popor înălțarea Domnului? Buna vestire, Ignat sau Ispas? Ispas, așa este. De Ispas, dar e sunt. Madalina, sper că știi răspunsul. Dacă nu, ai iepurașul magic care acolo, o care sufle, să-ți da. Sufle răspunsul corect. Întrebarea ta este următoarea. Cum se numește slujba de seară din bisericile ortodoxe în săptămâna patimilor? Utrenie, denie sau rusalie? Denie. Denie, așa este. Nu trebuia să-mi sufle. Așa este. N-a fost nevoie să-mi sufle. Ce de puncte! Ce de puncte! Amin! 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 Eu vreau să înnobilăm parfumul limbii române cu acorduri muzicale. Așa este. Și știți ce rezultă, nu? Melodii autentice românești și o primă întâlnire cu proba Recunoaște melodia. Va trebui să fiți foarte atenți la primele acorduri pe care le veți auzi în interpretarea trupei noastre, Daniel Lazar Band, și dăm start probei! Ce faci, Alin? Ai speriat pe toată lumea. Cine a răspuns, Aurel? Nu-i vinul Gârghiuliu. Corect! Haideți să cântăm împreună! Sunteți curioși să aflați care este punctajul, scorul în acest moment? Maria, e super Scorul este de 14 la 12 pentru echipa Mariei! Deocamdată! Nu speriați iepurașul! Deocamdată, pentru că mai avem foarte multe probe, da, până la finalul emisiunii, iar acum vreau să trecem la proba a doua, care se numește Arhivă. Așa cum v-am obișnuit la această probă, lăsăm imaginile de arhivă să vorbească, pentru că ele ne readuc pe ecrane nume mari românești care astăzi sunt sinonime cu performanța și cu talentul. De ce să căutăm peste mări și țări când avem atâtea comori la noi în țară? Haideți să le admirăm, să ne mândrim cu ele și să nu uităm să fim atenți la fiecare detaliu din imaginile pe care
vi le voi oferi pentru această probă. Răspunsul vostru corect valorează 2 puncte. Atenție! Intră în joc Briana și Mădălina. Pentru voi avem imagini cu o mare actriță și cântăreață de care ne amintim cu foarte mult drag și cu strângere de inimă. Eu pot să vă spun că am jucat de foarte multe ori pe scenă alături de ea. Am iubit-o enorm și o port mereu în sufletul meu. Vreau să-i auzim din nou vocea inconfundabilă. Este vorba despre Anda Călugăreanu. În numărul 4, melodie de Temistocle Popa, interpretată de Anda Călugăreanu, a primit premiul al doilea. Ani ce-au trecut, ani de căutări și de visări. Clasa mea o revăd și mi-amintesc și eu de toți profesorii din anii de liceu. În rândul 4, banca de la geam, e un câmpii din viața mea. În rândul 4, locul meu era și unde aș fi, voi trăi, nu voi uita. Întrebarea mea este următoarea. Cine a mai cântat melodia în rândul 4? Unde s-a aprins? Aici. Acolo. Briana? Dan Spătaru. Dan Spătaru, corect! Mă gândeam că Două puncte sunt ale voastre, Claudiu și Aurel. Următoarele momente am să vă invit pe voi împreună cu voi să vizionăm câteva secvențe din comedia Escu, această frescă a moravurilor burgheze ieșită de sub pana lui Tudor Mușatescu. Atenție la ecran, secvența începe chiar acum. Escu pe scena teatrului din Giulești în regia lui Dinu Cernescu. Eram să te înșel când te-ai ținut întotdeauna gai după mine. Voi munci, am două mâini, mă voi hrăni cu ele. Am să învăț poker. Bărbatul nu are voie să adoarmă înaintea nevestii decât o singură dată în viață. Când moare! Dragii mei, m-a bătut guvernul. Pupați-vă, copii! Pupați-vă! Dragii mei, sunt ministru! Sunt ministru! Ești o canalie, asta e să ți-o spui eu! Da! Ce face? Dragii mei, în această clipă nu mai sunt ministru. Comedia lui Tudor Mușatescu, fresca moravurilor burgheze, se bucură de un bine meritat succes. Ce actori formidabili, ce interpretare! Întrebarea pentru voi este următoarea. De câte ori și când are voie să adoarmă bărbatul înaintea nevestei? Claudiu! Odată, când moare! Corect, încă 2 puncte! Mai rapid, Claudiu! Felicit, maestru Blions, dar eu nu vreau să adorm încă. Bun, întrebarea care urmează este pentru Matilda și pentru Ștefan. Astăzi, adversari în platoul nostru. E așa clar, încât... unul din ei diseară doarme în gară. Pentru voi, aș vrea să urmărim o secvență în care să ne amintim împreună de talentul și de prezența scenică electrizantă a unei alte mari voci a muzicii ușoare românești, Margareta Puslaru. Din bovită a pătute, cinte de-a lui.
Matinde, am văzut că fredonai această melodie. Poți să ne cânti puțin așa? Din ea, o viță, apă dulce, cine te bea, nu se mai duce. Ce frumos! Bun, acum vreau să fiți pregătiți pentru următoarea întrebare. În ce film pentru copii a jucat Margareta Păstaru? Veronica. Cine s-a spus? Veronica. Veronica. Ștefan, la tine s-a prins. Veronica. Veronica, corect? Hai mă, mai repede, bă! A fost mai rapid, Ștefan. Era nasol să nu câștige și ei. Bucuricul lui a cântat mai repede. Știm noi. Așa este. Să știi că mi-a zis, te rog, lasă-mă și pe mine măcar o dată. Aha! Vă împăcați. Să continuăm cu întrebarea de data aceasta. Ia să vedem. Pentru cei doi capitani ai noștri. Și avem un material care ne trimite în terenul de fotbal. Să fiți cu ochii pe sportivul care poartă pe tricou numărul 1. Și iată sportul rege, sintetizat printr-un scurt portret al portarului naționalei, Radu Can. Figură de prim plan a fotbalului nostru, inconsecvent și cu sclipiri de geniu ca orice mare creator, iar fotbalul de calitate este o creație, Radu Canu rămâne un personaj marcant al balonului rotund. Despre Vica Radu Canu vorbim acum și întrebarea mea este, pentru voi doi, care este echipa de suflet, Maria? Rapid! 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 Vezi ce înseamnă să fii și prea rapid? Da. Eu apăs mereu înainte să pui tu întrebarea și atunci e normal să nu se aprindă. Trebuie neapărat să ne împăcăm cu o melodie românească. Dacă veți reuși să ghiciți despre ce melodie este vorba, după primele acorduri pe care Daniel Lazerband le va fredona pentru voi, de data aceasta puteți câștiga 4 puncte, pentru că aștept de la voi și titlul melodiei, dar și interpretul acesteia. Daniel Lazerband. Apasă! Maria! Trecea fanfara militară, Dan Spătaru. Corect, 4 puncte! Ai pierdut pariul cu mine. Nu e corect! Hai să cântăm împreună această piesă, o știm cu toți, nu? Vreau să apără mea, să fac nimeni. Dacă voi n-am păsat. De școală, dar mi-a rămas în minte tipării. Un obicei din urmă. Da, da, chiar a fost corect. De toată lumea foarte drăcit. În seara, în sărbătoare, ne adunam copii de vârsta și ne duceam cu toții în strada mare, să fim aproape, să putem ne da. La fanfara militară, în frunte cu tambur major, tras prin inel fumul slăjoară și pus ducat strălucitor. Școlă major. Da. Rămânem în poziție de drepți. Armia, vă rog frumos, permiteți-mi să raportez scorul în acest moment, care este 22-16 pentru echipa Mariei. Am stat drept, vreau să luăm poziția. Ai spus scorul care este, ți-am spus că din sectorul care este, uite. Da, dar direct. Vreau să-ți spun că situația se poate schimba oricând. Ea pentru că mai rezolvată. Sunt multe probe până la final de emisiune. Știi de când ori am auzit chestia asta? Așa este. Știi de când ori am auzit chestia asta? Vreau
Să fluturăm batista albă și să declarăm un scurt armistițiu, atât cât să reîntregim o frumoasă familie de artiști. Și asta nu numai în interes de serviciu, ci și pentru plăcerea noastră personală, pentru marea noastră bucurie de a-i avea aici în platou pe Matilda Pascal cu Jocărița și pe Ștefan Cigu, mari artiști români. Să-mi-l potolesc și să-mi uit de rele, să nu simt că lumea-i rea și viața-i amară. Moartea când ne va lua să ne pară ușoară, tot pe loc, pe loc și un pătărel. Că acum doar n-o fi foc să mă-mbăt nițel, vreau să chefuiesc și apoi s-o fac lată, să uit că pe lumea asta trăind. În viață multe, n-am știut ce fac. Am zis că-s lucruri mărunte și-o iau de la cap. Dar viața e amăgitoare și nici nu gândești de câte zile amare ai să te lovești. Tot pe loc, pe loc și un păhărel. Că acum doar n-o fi foc să mă-mbăt nițel. Vreau să chefuiesc și apoi s-o fac lată, să uit că pe lumea asta trăim doar o dată, mă! Da, 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 hai, da! Dați-mi paharul să beau și să prind putere, totul de la cap s-o iau, să uit de durere. Lăutar, nu te opri, zic cu foc pe strună, că de mâine vor veni și zile mai bune. Tot pe loc, pe loc și un păhărel. Că acum doar n-o fi foc să mă-mbăt nițel. Vreau să chefuiesc și apoi s-o fac lată, să uit că pe lumea asta trăim doar o dată. Tot pe loc, pe loc și un păhărel. Că acum doar n-o fi foc să mă-mbăt nițel. Vreau să chefuiesc și apoi s-o fac lată, să uit că pe lumea asta trăim doar o dată. Aplauze pentru Matilda Pascal cu Jocărița și pentru Ștefan Cigu! Le mulțumim foarte mult pentru această melodie extraordinar de frumoasă. Am să vă invit pe fiecare în echipa voastră. Dar tu de acolo că mă duc din Cola Maria, că sunt mai multe puncte. Nu, trebuie fiecare în echipa lui. Dar aș vrea să vă întreb și pe voi, așa cum v-ați pregătit pentru sărbătorile acestea. Maria, cum procedezi de obicei? Unde petreci sărbătorile sfinte? Întotdeauna la socrii mei, la Târgoviște. Și nu ieșim din tiparul tradițional, adică tot ce mănâncă românul în sărbătorile pascale, aia prepară și soacra mea, căreia vreau să-i mulțumesc foarte mult, că niciodată n-ajung, măcar îi duc tot ce trebuie, dar la gătit nu se ajungi. Ocupă. Nu ajung. Ale ne place să fim lângă părinți, o să merg și la ei. În general, noi respectăm tradițiile extraordinar de mult. În Ardeal, la tine acolo, Aurel, cum este? E, tare mă bucur că, normal cum se întâlnesc familiile, uitați aici deja, să ies cu o familie. Ești pus pe șotii mereu. Și asta devine viorism. Să știe, în Ardeal să mai ține un post, nu post negru neapărat. Deci de joi, dar ai ținut vreodată post negru în vinerea mare? De joi de la ora 12 noaptea până la înviere, respectiv, după ce se pleacă din la înviere, nu mai beau apă, nu mai nici bag măcar nimic apă? Nimic. Și tu faci asta și în fiecare an? Am mai făcut așa ceva prima. Extraordinar. Pe urmă. De acum, mulți zic că oarecum reziști. Normal, numai setea, dar dacă ai preocupări, uiți și de treaba aceasta. Dar la noi, ca și de fapt în toată această țărișoară frumoasă pe care o iubim, toți ne ducem în familie. La înviere mergem cu familia, după înviere
plecăm acasă, no, e masa de noapte de înviere. Da. A doua zi se merge la biserică dimineața. Pe urmă, în majoritate, cam să retrag înspre zona rurală. Acolo sunt bucatele pe care ni le dorim cu toții. Să vedem acasă, maică-mea, cum scoate sarmalele în oala de lut cu legătură din ce cuptorul frumos. De pâine, pâinea de casă, colacul de casă, bineînțeles. Ce frumos! Ingredientele care îți păstă tot. Suica înainte și la final vinul. Aia e că bază. Asta era mai important. Madalina, ești pentru prima oară mămică anul acesta de Sfintele Sărbătorii. Iată că sunteți trei care bănuiesc că veți merge să luați lumină. Am dus la părinte și l-am împărtășit. Deci i-a plăcut vinuțul, da? I-a plăcut, da. Și după aceea am venit cu el acasă și vorbea non-stop vreo 2-3 ore, nu l-a mai oprit nimeni. Deși are 9 luni și un pic, cred că vinul a fost de vină. Bravo! Pregătești ceva, cozonac? Întotdeauna. Da? Tu cu mâna ta? La cozonac am avut o singură dată o încercare. Mi-a ieșit foarte bun la gust, dar cred că am greșit, am pus prea multă nucă și atunci s-a lăsat. Deci forma n-a fost cea dorită, așa umflat no, și pufos cum iese. Dar gustul a fost extraordinar, deci s-a mâncat oricum. Da, felicitări, bravo! Da! Trebuie să mai stau pe lângă mame, pe lângă mamele noastre. Să mai înveți. Pentru că nu mă las, trebuie până la urmă să-mi iasă și forma. Madalina, să nu se oprească, am înțeles că numai băiat are, să iasă cât de repede cu ajutorul celui Iisus a fost și o fetiță, să ne putem încuscri. Doamne! Așa să fie! Dar deja mi-ați făcut așa o poftă extraordinară de mâncare și eu am să merg așa către o zonă care ne place foarte mult de fiecare dată tuturor și anume la proba care se numește Recorduri Românești. Ați observat că nouă românilor ne place să stabilim recorduri la secțiunea cel mai mare, cel mai lung. N-ai să întâlnești niciodată un român care să tatueze purici, să facem ceva minuscul acolo, așa, nu știu. Niciodată nu o să se întâmple. Asta vorba lui Nena Iancu, văz enorm și simt monstruos. Totul la noi trebuie să fie uriaș ca să ai bea învergură. Dacă se poate și mânca după omologare, cu atât mai bine. La Cluj, la Tritenii de Jos, s-a născut românul care a privit lumea de sus, de la înălțimea coșului de basket. Ghiță Mureșan se numește el, așa cum bine știm, și el s-a înălțat precum făt frumos din poveste, cu cei 2 metri și 31 de centimetri ai săi, Big Ghiță a ajuns să fie deținătorul titlului cel mai înalt jucător din istoria NBA. Da, așa este. Cine știe dacă nu pentru el au asudat de Paște anul trecut cei 5 bucătari din Rădăuți care au scos de la cuptor cea mai mare pască din istoria omenirii, cu un diametru de 2 metri și jumătate, cântărind 170 de kilograme. Ce spuneți de asta? Să știți că isprăvile pascale nu s-au încheiat atunci, nu s-au oprit aici. În același timp, la Suceava se pregătea un alt record intrat în Guinness Book. Sucevenii, vestiți în lumea întreagă pentru arta încondeiatului ouălor, și-au împodobit orașul cu cel mai mare ou pascal din lume, cântărind 1,8 tone! Vă dați seama! Cred că vă întrebați ce găină a luat o asemenea minune. Răspunsul îl veți afla imediat din materialul ce urmează. Atenție mare la ecran! Aceste culori care vedeți la stativou înseamnă următoarele. Culoarea roșie este sângele Domnului, culoarea neagră înseamnă eternitate, culoarea galbenă înseamnă lumină și, bineînțeles, simbolul crucii. Ați văzut oul gigant! Înainte de a pune întrebarea, vreau să le mulțumim colegilor noștri de la știri pentru furnizarea acestui material. Să știți că această întrebare valorează
3 puncte. Ce înălțime avea oul încondeiat? În imagine. Cine? Era făcut de o găină, că a sunat. Cine a apăsat eu? Pe buton? Maria. 7,5 metri. 7,5 metri? Greșit. Răspunsul corect era 7,25 metri. Îmi pare rău. Cele trei puncte nu se acordă. Da. Și eu am văzut. Asta este... O să vreau să vă suflecați mânecile, poalele ce doriți voi, pentru că urmează proba practică. Aici! Hai să vă explic despre ce este vorba. Ce dacă trebuie să facem? Am să vă rog frumos să fiți foarte atenți. Știți obiceiul acela românesc al încondeiatului, da, ouălor, care este extraordinar. Eu am cine să vă aduc adesea? Aici, uite, avem aici ouă colorate deja, da? Vedeți? Iar voi trebuie să le decorați cât mai frumos, cu putință. Aveți un minut la dispoziție. Și cine mai frumos sau mai multe? Cine mai multe, dar și frumos. Atenție, luăm oul, da, cu o pensulă. Vă fac, practic, o demonstrație, așa, da? Și eu, pentru că sunt o artistă extrem de talentată, voi picta un ou foarte frumos aici. Uite, să zicem că eu am să-i fac așa o spirală. Mi-aduc aminte de un paște în care eu am vopsit ouă cu ojă, pentru că nu aveam vopsea, eram în Egipt. Și... Super, bună idee! Așa... Și uite că mă pricep, da? Așa cum ai făcut și invitația mele la nuntă la tine acasă pe imprimantă. Da, exact, exact. Vorbesc serios, nu e glumă. Și am să-l rostogolesc așa pe aici, aha, da? Sau am să aplic cu mâna, pur și simplu, pentru că asta se lipește. Mult, da. Și dacă observați, mi-a ieșit un foarte frumos ou cu spirală galbenă. Un splendid ou, după care le așezați în aceste suporturi de ou. Da? Atenție! Unul dă cu pensula și celălalt pune culoarea. Da? Deci, cine dă cu pensula, cine pune culoarea? Aici, Ștefan și Mădălina. Ștefan și Mădălina, vă rog să vă puneți șorțuri. Claudiu și Matilda din partea noastră. Matilda și Claudiu. La final, ouăle vor fi puse în aceste suporturi. Eu dau start cronometru. Ia mâna de pe ouă. Pe locul. Fiți gata. Fiți gata. Start. Hai da. Repede, repede, repede. Să vedem care dintre cele două echipe va reuși performanța de a decora. Mai repede. Cât mai multe ouă. Mai repede, Ștefane. Nu e ușor, e o artă. Cazare. Mai repede. Aiura, hai mă. Bage, bage. Aici nu prea văd decât rapiditate. Mai repede. Încercați să găsiți o metodă prin care să le știți decorată într-un mod cât mai plăcut. Gata, gata. Hai, hai, hai. Mai repede. Hai, hai, hai. Mai avem 9 secunde, atenție. Hai, hai, hai. 5, 4, 3, 2, 1. Gata. Start. Gata. Gata. Asta nu mai doi. Era gata asta. Era gata, mă. Oul jos, oul jos. Aici avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouă. Decorate. Nu mai pune, nu mai pune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Dar, stați puțin! Dacă ar fi după mine, v-aș da 7 puncte, asta nu este un ou! Hai cu asta, ia! Dar uite asta, mă! Uite, na! Culoarea vântului turbat! Uite ce calitate avem! Dar uite ăsta care era cel mai frumos, pe ăsta nu mi l-ai pus la noi avem calitate extra! Eu decid aici și am decis 9 puncte pentru echipa lui Alin, 8 puncte pentru echipa Mădălinei! Odiniți mâinile pe mese, dar cât mai aproape de butonașe. Cât mai aproape de butonașe.
pentru că acum am de dat 4 puncte echipei care va recunoaște melodia și îmi va spune și numele interpretului. Pregătiți, da? Da. Să auzim acordurile interpretate de Daniel Lazerben. Să fie liniște. Hai, hai, Maria. Până-ndea la Marioara. Cine cântă? Liviu Vasilica. Corect, 4 puncte. În acest moment este 30-29 pentru Maria. Dar nimic nu e bătut în cuie deocamdată și acum vă propun să trecem de la ou încondeiate la personaje viubărărate. Dar uite, e făcut deja. Să facem un blat în viere, să ieșim. Păi e făcut deja. E blatul făcut. Stai să vedem ce se întâmplă până la final, pentru că mai sunt foarte multe momente. Vorbim cu Popa, da, și situația se poate schimba oricând. Vreau acum să vă propun o probă care mie îmi place foarte mult și care se numește Recunoaște personalitatea. Avem o țară bogată în peisaje superbe, dar și în oameni care au devenit adevărate branduri de țară. Cu Eugen Ionesco, Nadia Comăneci, Gică Hagi și Contele Dracula am făcut înconjurul lumii. Dar câte și mai câte alte nume din spațiul nostru mioritic ne-au umplut de mândrie sau ne-au lăsat cu gura căscată. Să vedem dacă reușiți să le recunoașteți astăzi aici la Iubesc România, pentru că am pregătit o listă de 10 personalități pentru fiecare echipă. Aveți un minut la dispoziție ca să le identificați pe toate, pornind de la descrierea sumară pe care o va face unul dintre voi. În fiecare echipă, vă rog frumos să vă alegeți un personaj care va veni aici să descrie personalitățile. Pentru fiecare identificare corectă aveți un punct. Hai să începem cu echipa lui Alin. Bun, pentru că a venit Claudiu lângă mine și începem proba chiar acum. Pe locuri fiți gata? Start! Cântă, vorbește! Poți să vorbești! Poți să vorbești! Nu trebuie să mimezi! Cântă! Gheorghe! Dar ce să zic? Spune ceva despre ea, fată, ca să ghicească! Vârstă, înaintată... Ce cântă? Ceva? Vedetă mare! Cu A și cu S începe numele ei. Angela Semilea. Da, să nu spui numele! Mai repede, vorbește despre el! E cu gura, cu presa. În gura presei. Cine eu bagă pe acolo? Vadea, vadea, hai! Vadea! Ăla care cu Mineria a venit la... care a făcut Mineria. Cosma, Cosma. Bine. E cântăreț și... Dumitru Părcaș. Ce cântă, repede, nu, nu, nu. Hai, mai spune-mi ce cântă. Nu, cu că trei nume, trei nume. Furduiancu. Așa. Da! Director la Teatru de Comedie. Și a jucat în Reconstituirea. Arcinel. Cu M. No. Teatru de Comedie, cu G și cu M. Nu, spune nume. Deci mai departe. Altul. George Mihaiță. George Mihaiță. Da, corect. Antrenor la Unirea Urziceni și a plecat în Rusia acum. Da, Petrescu. Da, Petrescu. Petrescu. Da, Petrescu. Ihos de Babel. S-a terminat timpul. Și patru. Costel Buzioc. S-a terminat timpul. Șase personalități într-un minut. Pentru această probă, cine desemnați, Maria? Aurel Tămașche, rar la București. E momentul să fiți foarte atenți la Aurel, da? Pe locuri fiți gata, pornim cronometru, start! Bucovina, Regina Muzicii. Sofia Picoveanca. Veronica, mare doamnă. Ce, actriță, ce? Actriță, actriță. Dina Cocea. Nu, 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 nu. Dragă Olteanu. Dragă Olteanu. Da, Mara Buciucea. Da, Mara Buciucea. Eminescu. Nu, ai suflat, nu se pune. Nu sufla. Continuăm. Mare actor.
S-a dus săracu acum. Toma Caragiu. Nu, ja. S-a dus acum nu de Dinică. Dinică. Ștefan Ordache. Ștefan Ordache. Ce? Nu, nu mai spune cuvintele că te... Mare actorul plecat dintre noi. Au plecat mulți, ce-a jucat? Acum, nu mai tânăr, au plecat tânăr, cu părul lung. O jucat... Florian Pitiș. Nu. Pintea. Da. Hai mă, mai repede. Mare gimnast. Nic, Urzică, Urzică. Da, corect. Hai mai repede. Mare cântăreață Nică, dar e... Mirabela Dauer. Bine, hai că... Hai, hai, hai. Intrat în... Victor Mare. Grigorescu. Tonița. Nu. M-au la gura ta că spui numele. Nu, nu, mare Victor cu B. Bălasa, bălasa. 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 Iubirea, iubita lui Eminescu. Pare rău, n-ați reușit decât patru personalități. Puteți recupera acum la Recunoaște Melodia, pentru că este momentul să mai ascultăm încă alte câteva acorduri frumoase. Da, să ascultăm așadar melodia. Eu. Da. Ca la școală. Da, da, acum. Ce melodie? Dragoste la primă. Cine cântă? Micolov, Ilie. Corect. Haideți să cântăm împreună o piesă atât de frumoasă. Mi-a plăcut în ce fel ai ridicat-o o degete. Speranța vagă de reîntâlniri. Ne cunoaștem parcă de o viață întreagă, neavând umblerea de a ne vorbi. Dragoste la prima vedere, atâta putere ca la început. Dragoste la prima vedere, cine-a fi crezut? Să iubesc cu atâta putere ca la început. Dragoste! Luați voi punctele, noi luăm dragoste la prima vedere tot timpul. Da, depinde, nu se știe cine va fi mai avantajat. Cei cu dragostea sau cei cu punctele. Nu contează, veselia să fie maximă. Corect! Așa, Claudiu, ajută-mă să opresc galeriile. Au fost lăudate galeriile. Da. Și acum încă. Iubesc România! Iubesc România! Iubesc România! Bine! Rămâneți la fel de vesel și vă să vă anunț scorul, care în acest moment este 38 la 35 pentru Maria. Bravo! Bravo, Maria! Bravo, Maria! Mie personal mi-este foarte foame și aromele acestea din platou pe mine m-au înnebunit cu mirosul de cozonaci, de pască, dar mai avem până când le vom degusta și propun până una alta să ne hrănim auzul cu un cântec atât de frumos pe care ni-l aduce acum aici Mădălina Manole! Bravo, Mădălina! Știu că ai o surpriză, e vorba despre un nou disc. Vreau să ne detaliezi ceva despre acest disc. Da, este un album pe care foarte multă lume l-a așteptat, pentru că l-am tot promis de ceva vreme, acum a apărut. El a sosit este... momentul. Da, da, este în magazine, 12 cântece, despre dragoste, așa cum foarte... toți știm să cântăm. Și ce ne cânti azi? Astăzi... O cântec de pe noul album? Da, da, cel care este în promovare în această perioadă se numește Marea Dragoste. Minunat! Mădălina Manole! Ce lumea asta complicată,
ți-am puțin pierdut. Foarte atent cum dansau iepurașii, dansau și ei, se știe. Și iepurașii, da. Și toată lumea. Și iubire și mare, dragoste foarte multă în platoul nostru de astăzi, aici în preajma Sfintei Sărbători. Dar de la note vreau să trecem la cifre. Vedeți că am luat așa o postură mai serioasă, pentru că urmează ultima probă a serii concursului nostru, care se numește Statistica. Mi-ar fi plăcut ca statisticile să ne arate și câți români își iubesc țara. Dar cum cifrele nu ne spun ce avem pe inimă, să ne mulțumim cu o privire aruncată prin frigidere, prin portbagaje, prin portofelele românilor. Și pentru asta am pregătit câte două întrebări pentru fiecare echipă din aceste domenii oarecum. Voi o să trebuiască să vă consultați și să lansați o cifră, da? Cealaltă echipă își va da cu părerea dacă răspunsul corect este mai mare sau mai mic. Echipa care se apropie cel mai mult de cifra corectă din răspunsul pe care eu îl am aici, câștigă, are posibilitatea să învârte roata norocului. Vom începe cu echipa Mariei. Să auzim! Da. Câți litri de băuturi alcoolice distilate consumă în medie un român pe an? Pe an. Ne consultăm. Mă refer la vodcă, țuică, coniac, palincă, ne consultăm, da? Și spunem. Vreau să faceți o medie. Cred că 7. La mine Ardeal beau 10 kg. Femeile nu se rup în două, mai 3, 4. 3, 4. Maria, te rog frumos, aștept un răspuns de la voi. Hai, atenție, liniște. Dacă e tare 20, dacă e moale 40. Da, cred că e... nu vreau să părem că suntem niște alcooliști, nici pe departe. Că poporul român e genial și atât. Așa, dar... Cred că în jur de 10 litri pe an. 10 litri pe an. Da. Mult. Da. Alin? Mai puțin. Mai puțin. Mai puțin. Mai puțin. Mai puțin. Ești sigur de asta, da? Și eu sper să nu fie poporul român așa, zicea, dar mai puțin. Ei bine, dragii mei, nu o să vă vină să credeți. Mai puțin. Dar... Mai puțin. Nu e chiar așa de rea situația. Alin s-a apropiat cel mai mult de răspunsul corect, care este 1,6 litri pe cap de locuitor. Bravo, 1,6. Am zis eu 3-4, dar... Să ținem cont că sunt... Voi nu vă iubiți țara, mă, cum puteți să spuneți cu zi? Stai, colin, că sunt și femei, mă, copii și bătrâni. Auzi, Claudiu, dacă mă luam după galerie... Cât au zis? Galeria a zis 200 de litri. Vai! Aproape unul pe zi. De data asta n-ați fost prea aproape. Alin, pe cine desemnezi să tragă de roata norocului? Da. Am nevoie de o mână de prințesă la roata norocului.
Hai, Briana! Sângele albastru, sperăm să dea 50. Cât avem nevoie? Să nu fim mai mare. Cât mai mult. Dar cât n-am mai trebuit? Și unul e bine, nu? Nu, unul nu e bine, nu. E bine? Deci, drage, să facă o tură da? Completă. Tare, atenție! Și... des râsete de copii pe stradă, străzile literalmente s-au umplut de copii, sunt tot mai mulți și ne bucură foarte mult asta, dar e bine să tragem cu ochiul și la mame, nu-i așa, Alin? Pentru că la tine mă uit, da. Să pun această întrebare. Vai, vai. Nu știu ce legătură are asta, dar tu ai o mămică, o soție minunată acasă pe Larisa și doi copii. Am o soție minunată. Care este vârsta medie a mamelor la naștere în România? Cam Alin, voi trebuie să răspundeți primii, așa încât aștept de la voi un răspuns. 20-22. 30 e mult. No, eu zic 20-22, vezi. 25. 24-26. Alin, v-ați format o părere? Și noi spunem mai mult sau mai puțin. Aștept răspunsul lui Alin. 24,5. 24,5. Maria, ce spuneți, mai mult sau mai puțin? Un pic mai jos. Mai puțin, da? Ei bine, dragii mei, mai aproape de adevăr este echipa lui Alin! Amicile, azi la 27,1 ani! Deci se pare că măcar la mămici mă pricep. Da, pe cine desemnezi să tragă de roata norocului? Pe Matinda, bineînțeles. Hai, Matinda, te așteptăm aici! Să știi că eu am postit tot postul și Dumnezeu mi-a ajutat. Mi-a ajutat astăzi și Efane a postit tot postul și familia noastră. Așa că, Doamne, Doamne, dă atunci când trebuie, cui trebuie. Așa este. Nu ne trebuie acum. Hai, Matinda! Dale, cu forță! Suntem foarte curioși. Voastre, numai trei. Exact, exact. Următoarea întrebare, așa cum știți, am să o adresez de data aceasta Mariei, da? Care este numărul de frigidere și congelatoare raportate la 1000 de locuitori? Ce tare. De ce ați rămas așa? Există cam 900. Da. Împărțește la 1000 de locuitori, împărțește la 3. O casă mai mulți oameni, nu fi care frigidere. Sunt 3700. Mai puțin. Maria, cred că 450. Alin, voi ce spuneți? Mai multe sau mai puține? Mai puțin. Mai puțin. Mai puține de 450? Mai puține? Da. La 1000 de oameni? Așa credeți voi? La 1000 de oameni. Da, mai puține de 450. Bine. Mai bine. Credeți bine! Păi da. Du-te! Hai, Alin! Ia-ți revanșa! Ia-ți revanșa! Hai, nu te duce spășit! Pune suta aia! De ce pui suta aia? Du-te cu fruntea sus! De ce nu pui suta? Păi nu pun suta, Alin. Mai am până pun suta! Hai! Nici nu vreau să văd! Oricum, nici nu se uge, fricos ești! Ce fricos ești! Șapte! Este, se spune că 7 este un număr sfânt. Aici se vede adevărata valoare. Bune! Înainte să pun ultima întrebare, trebuie să vă dau o veste. O veste foarte bună. În dreptul cifrei 2 se va aplica numărul 100. Ceea ce înseamnă că dacă veți răspunde corect, aveți posibilitatea să câștigați 100 de puncte. Înainte să vă adresez ultima întrebare, aș vrea să mulțumesc foarte mult Irinei Schroeter, creatoarei care mi-a oferit ținuta rochia elegantă și foarte frumoasă din această seară. Întrebarea este următoarea. Cât la sută dintre români pleacă în vacanță cu autoturismul? Jumătate. 50%.
se referă la cât pleacă dintre cei care pleacă în vacanță cu ceva? Mai putem cere un detaliu dintre toți românii sau numai românii cei care pleacă în vacanță? Cu ce pleacă? Cei care pleacă în vacanță. Clar. Cei care pleacă în vacanță. În niciun caz nu se pun cei care stau acasă. Alin? 75. Aștept un răspuns de la voi acum. Hai. Spuneți. Hai. Nu sunt foarte de acord cu răspunsul eu personal, dacă echipa a hotărât așa și publicul la fel. Te rog. Și dacă pierd, tot cu mine pierd ca până acum, deci nu e nicio problemă. 75%. 75%. Ce spuneți? Mai puțin. Șansa de a câștiga cele 100 de puncte o are în acest Maria. Moment echipa condusă de Maria. Foarte aproape, 69%. Maria, aveți șansa să răsturnați situația. Sunteți curioși să știți câte puncte ar trebui Mariei ca să regaleze pe ea? Ia să vedem. 55-38 pentru Alin. Peste 17 puncte și echipa Mariei câștigă așadar. Hai să vedem cine merge la roata norocului. Care dai, mă? Să mă duc. Am avut o dată 5. Hai! Mădălina, hai! Hai, Mădălina! Deci trebuie să dai 20! Hai! Curaj! Maria! Tare! Și... uită-te să vezi ce se întâmplă acolo! Dați-mi să mă tund repede, că nu se poate dați-mi. Și galeria lor, aplauze! Roșii de aici! Felicitări câștigătorilor și galeriei care a ținut echipa lui Alin din toată inima. Ați meritat premiul, așa este. Este și un obicei românesc tare frumos ca de Paști să împărțim din belșugul mesei cu toți cei din preajmă. Rude, prieteni, vecini, galerii. Aplauze pentru câștigători și felicitări. Bravo! Iată obiceiul face ca noi să împărțim aceste daruri cu toți prietenii. Hai, mulțumim! Aurel, vrea să ne spune ceva, te rog frumos. De aici o să plecăm cu toți la înviere, nu? Așa este. Așa. Știți că din 4 în 4 ani, respectiv acest an am înțeles, atât catolicii, greco-catolicii, reformați, ortodoxi, fac Paștele împreună. În aceeași zi, da. Da, în această sală. Și sunt tare bucuros, cred că ar fi normal să încheiem cu ceva care să ne pună în situația să gândim sufletește, că trebuie să mergem și să primim lumină cu toți, să aveți sărbători fericite, cum se zice peste tot în România, să iubim această țară cu bunile și relele ei, dar cred că ar trebui să ne pregătim de mers la înviere. Hristos a înviat din morți, a înviat, a înviat, Hristos a înviat, se aprind luminile în sat, a înviat, a înviat, Hristos, Hristos, Hristos a Hristos, Hristos, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și în această atmosferă extraordinară vreau să vă mulțumesc.
mulțumesc că ați ales să vă petreceți seara dinaintea învierii alături de noi. Ce poate fi mai frumos ca după o emisiune în care ne-am deschis sufletul și mintea către tot ceea ce înseamnă valoare și tradiție românească, să mergem cu mic, cu mare la biserică și să luăm lumină din lumină, așa cum o cere tradiția creștinească. Sărbători fericite și haideți să cântăm împreună genericul emisiunii Iubesc România! Haideți! Iubesc România și vreau să-ți știu viața.